ce ți-ai? Credit. La ce prețuri au ăștia? Te-ai văzut că o porție cartofi prăjiți de 22 de lei? Dar ce și-ați făcut în Dubai? Sărăuna, bună ziua! Vă aduc ceva de băut? Da, o robinată, vă rog. Mircea. O ce? Apă de la robinet pentru mine. Ne pare rău, noi nu folosim robinet. Aduceți o apă mare. Ne pare rău, avem numai ape mici la 175 de mililitri. Dar ce-i parfum? Asta e apă de toaletă? Aduceți două mici. Da, două shoturi de apă pentru noi. Am înțeles. De mâncare? O salată Cezar. La 50 de lei. Și o porție de cartofi prăjiți la 22 de lei și un burger la 95 de lei. Să știți că între timp s-a scumpit porția de cartofi de la 22 la 27 de lei, iar burgerul face 120, a sărit de la 95 la 120 de lei. Când s-a scumpit? Păi când? Acum pe loc. Noi avem tarife dinamice. Scrie și meniu acolo, cu litere mici la final. Ce tarife dinamice? Ce să le ia? E în funcție de cerere. Ia uite, burgerul a sărit 130, 140, bine ați venit, iar cartofii pai de la 22 de lei au ajuns la 35 de lei. Știți, copiii mănâncă mai mult cartofi decât carne. Știți ce s-a scumpit? Păi în vacanță cum e? Nu-i mai scump hotelul, nu-s mai scumpe serviciile în iulie și august? Păi da, eu la restaurant acum. Așa e și la noi, sezonul între ora 7 și ora 8. Ia uitați. Vă rog, stați acolo, stați acolo până comand eu și ies eu afară să comandați voi. Adu repede cartofi prăjiți cu burgerul și salată. De fapt, cred că m-am răzgândit, aș vrea mai bine... Alexandra, serios, tu trăiești că timpul înseamnă bani. Lasă salata aia. Bine, rămâne salata, Cezar. Rămâne la același preț, nu? Deocamdată, da. Cum adică deocamdată, da? Tu hai să mergem, că ăștia exagerează, pe cuvântul meu. Cum să mergem, Mircea? Ne facem de râs. Crede lumea că suntem săraci. Păi suntem. Da, dar ei nu știu asta. Hai mai bine să-ți fac o poză, să lucrăm la imagine. Prefăte că-ți permiți. Așa. Vedeți că aici au tarife dinamice, adică cu cât e mai multă lume, cu atât e mai scump. Tare. Ia uite, băi, super fită. Stăm. Au și note mari. Avem aici un burger special, 140 de lei prețul de pornire. Dă cineva mai mult? Păi, dar nu e al meu. E al tău, dar dacă dă cineva mai mult, e al lui, automat. 160. 161. 180. Păi, dar tu ești disperat? Ce ai, mă, dacă mi-e foame? Plus că vorba aia, dacă dai un ban ăla în față. Dar tocmai ai venit tu și vrei să mănânci 200. Mircea, lasă o baltă. Dar ce, să-mi iei chifla de la gură, fraier? 200 odată, 200 de două ori, 200 de trei ori. Ați judecat? Felicitări și poftă bună! Nu te-am făcut, fraiere. Eu te-am făcut, că eu sunt patronul. Atât s-a putut.